Hello! Bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi am revenit cu un nou videoclip în care am să vă arăt ce am primit eu de ziua mea. O să fie un birthday haul, but... Ce căcat, începui să vorbesc în engleză, scuze. M-am șters, e ok. Dar ziua mea a fost pe 30 martie, a trecut, a fost un dezastru, o să trec peste asta și... O să încerc să pare entuziasmată de ziua mea, chiar dacă nu mai sunt. Poate o să fac un story time despre asta, deși ar fi oarecum amuzant să vă spun cum i-am petrecut eu ziua de naștere. Dar, haideți să trecem la videoclip, pentru că am primit destul de multe. Nu sunt chiar toate, pentru că m-aș fi lungit foarte mult. Dar o să încerc să vă arăt cât de repede pot. Și sper să vă placă. V-am întrebat pe Instagram dacă vreți asta și voi ați pus vreo 50 de persoane că da și doar o persoană a zis că nu, deci m-am gândit să-l fac. Primul lucru pe care l-am primit și de care am fost foarte, foarte entuziasmată a fost această carte care se numește Unul dintre noi minte. Mi-era dor să filmez. Revenind la subiect, am primit o carte care se numește Unul dintre noi minte. O să vă... Deci, vă recomand această carte din tot sufletul, pentru că deja am terminat-o, în nicio săptămână a fost deja citită și este superbă. Nu mai citisem de foarte mult timp pentru că pur și simplu nu am mai fost să-mi cumpăr cărți. Al doilea lucru pe care l-am primit, nu o să le mai număr, este puțin cam complicat să vi-l arăt. Am primit un tablou cu Van Gogh și este minunat. Deci, că dacă v-ați uitat pe... V-ați uitat la mine pe YouTube, probabil știți cât de înnebunită sunt eu după Van Gogh și dacă nu știți, aflați acum și vă dați seama că acest tablou o să stea undeva bine pe peretele meu. O să găsesc eu unde, pentru că am destul de multe tablouri puse, majoritatea făcute de mine, dar vă dați seama că acest tablou e mult mai frumos decât tablourile mele. Pe lângă asta, am mai primit și un Monopoly. Acest Monopoly este minunat, pentru că este cheater edition și mie îmi place foarte mult să trișez, deci pot să spun că sunt ok și chiar mă descurc la acest joc. Adevărul e că eu chiar îmi doream un Monopoly, mi-am luat unul cu 15 lei, vi l-am arătat într-un videoclip trecut și v-am spus că nu aș da niciodată bani pe un Monopoly care costă foarte mult. Deci, mă bucur că s-au uitat la videoclipul meu și mi-au luat ceva ce chiar îmi doream. Am mai primit 3 rujuri de la Sleek, pentru că, din nou, v-am mai spus în videoclipuri că mie îmi plac foarte mult rujurile de la Sleek. Am, cred că, peste 10 rujuri de la această firmă și sunt foarte bune. Am primit un maro care îmi place, ideea e că arăt foarte got cu el, dar poate o să găsesc o ocazie când să-l port. Acest mov îl mai aveam, dar îmi place și acesta, este foarte drăguț și când vreau să fiu puțin mai fancy îl iau. Iar acesta este preferatul meu pentru că are o culoare așa de nude, spre roz, nu știu. Are o culoare perfectă și, sincer să fiu, îmi place foarte cum stă cu el. Simt că nu mă așteptam vreodată să am ceva de la această firmă sau, nu știu... Nu știu cum să fac să am de la această firmă sau ceva. Eu una nu mi-aș fi cumpărat niciodată de la această firmă. Ups. Pentru că este foarte, foarte scumpă pentru mine. După cum știți, mie nu-mi plac lucrurile atât de scumpe. Nu-mi place să investesc foarte mult în make-up, dar... Am primit un ruj de la Huda Beauty. Gândiți-vă că m-am făcut doar o dată cu el și atunci când m-am făcut, efectiv, am fost atât de atentă să nu cumva să... greșesc, să trebuiască să mă șterg, pentru că buzele mele sunt foarte mici, mai ales această buză, și e foarte, foarte complicat să mi le fac, pentru că eu trebuie să-mi depășesc conturul pe aici. Am fost la un majorat când am folosit acest ruj și gândiți-vă că nu mi-am sărutat iubitul, cred că până la 12, ca să fiu sigură că mă ține rujul. Și acest set are cam ăstea, are un ruj mat care... Pur și simplu e minunat, v-aș face un ăsta pe mână, dar nu. Dar pot să vă pun, o să vă pun pe aici o poză când port acest ruj. Este minunat, îmi place foarte, foarte mult culoarea. Nu știu, mie îmi place
Mie de la un timp îmi place foarte mult să port roșu pe buze pentru că mi se pare că mă avantajează, nu știu ce să zic. Am și un creion de buze care la fel se potrivește foarte bine și e foarte, foarte frumos. Și acest clipiș care arată pur și simplu minunat, doar că eu sunt învățată mai mult să port mat. M-am dat ieri cu el și îmi făcea buzele foarte, foarte mari și mă simțeam puțin piții. Pe lângă asta am mai primit și o paletă de la Sephora, cred că e, again, singurul lucru pe care l-am eu de la Sephora. Nu mi-am cumpărat niciodată de la Sephora pentru că nu sunt genul care să intre în Sephora sau dacă intru doar mă uit pentru că prețurile mă cam sperie. Dar este o paletă foarte drăguță pe care am folosit-o. Are și aici un tutorial de make-up minunat. Este cu sclipiș mai. Îmi plac foarte mult culorile, mai ales acestea. Eu cu negru nu prea mă fac la ochi, pentru că mi-e frică să nu greșesc, dar putem să începem lucruri noi. Poate o să fac un videoclip în care mă fac prima dată cu negru la ochi. Am mai primit acest rimel de la Avon. The One, habar n-am. Însă, băi, sunt făcută cu acest rimel acum și asta cred că e perfect pentru că îmi face genele atât de mari. Face, băi, super, vi-l recomand din tot sufletul pentru că probabil nici nu e foarte scump și e minunat. Mie îmi place foarte mult. Un alt lucru pe care l-am primit este această geantă care îmi place foarte mult. Este de la Zara și are un cordon foarte drăguț. Eu nu sunt atât de feminină, nu prea port atât de des genți, dar această cheie e foarte frumoasă și îmi place foarte mult că are mai multe culori și cred că o să meargă să le port la petrecere atunci când nu am buzunare. Acum hai să trecem și la domeniul care îmi place mie foarte mult, adică hainele. Hainele sunt preferatele mele, după cum știți și voi probabil, pentru că vă vorbesc destul de des despre haine aici. Și cărțile sunt sufletul meu. Da, poți să dai foarte repede greș la mine cu hainele, doar dacă nu îți dai puțin seama de stilul meu. Mie îmi plac lucrurile mai ciudate, mai diferite. Îmi place și stilul elegant, dar nu foarte, foarte elegant. La ziua am adoptat un stil așa mai country, să zic eu, pentru că am această fustă care arată pur și simplu superb. Este de la Stradivarius și avea și un cordon, dar eu l-am dat jos pentru că era cam voluminos și nu se potrivea cu bluza. Această fustă am purtat, această bluză, care nu prea aveți cum să vă dați seama cum arată din... Pentru că e necălcată, da. Dar o să vă pun o poză aici ca să vă dați seama cam cum arată pe mine și de asemenea să vedeți cum vine această combinație. Eu acum filmez, da? Pe 11. În 2 ore trebuie să fiu la școală și să dau test la fizică. YouTube-ul e pe primul loc. Scrie MTV Television pe ea. Băi, nu vreau să fiu răutăcioasă. E drăguță, da? Evident, la început când am văzut-o, nu prea mi-a plăcut, dar trebuie să recunosc, vine foarte bine pe corpul meu. Un alt cadou minunat este acesta. Am primit acești colanți care sunt foarte drăguți, pentru că merg destul de bine la petreceri și astea. Eu i-am purtat într-o combinație cu o mașă albastră, largă, masculină. Am fost la concert la Kila și de acolo trebuia să fac un daily, dar... Am primit și un body pe care încă nu am apucat să-l port pentru că are etichetă, care este cam așa. Vine foarte drăguț așa pe umeri și cred că ăsta ar merge foarte bine cu niște blugi sau pantaloni scurți, așa puțin mai eleganți. Nu știu dacă ar merge într-o combinație cu o fustă, probabil că da, dar nu cred că am așa ceva în garderoba mea cu care să se potrivească. Vine și această brățară care are un... print de șarpe și îmi place foarte mult pentru că am văzut că în ultimul timp se poartă foarte mult acest print. Tot așa nu am reușit să o port pentru că e puțin mai de vară. Cred că vara aș purta această roche pentru că vine foarte, foarte scurtă. Eu dacă mă aplec, efectiv se vede absolut tot. Și probabil o să port la mare. Nu știu cât o să înțelegeți din asta.
Este inițial o cămașă. Eu am purtat-o ca pe o roche pentru că este destul de lungă. Din nou o să vă las o poză cu ea. Este foarte drăguță, însă cred că tot așa aș purta o comaletă pe sub, pentru că în primul rând are decolteu foarte, foarte mare și în al doilea rând e făcută din paiete și paietele se zgârie puțin, dar îmi place foarte mult modelul și n-am apucat să port, dar sper că o să am ocazie. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper din suflet că v-a plăcut și îmi pare rău că m-am lungit foarte mult, doar că am avut multe lucruri să vă arăt. Și oricum n-am mai postat de 2 săptămâni, poate vă era dor de moca mea sau poate nu aveți ce să faceți și vă uitați la mine. Kisses!